domnișoare! Micușor, ești acasă? Micușoare! Ce dracu faci, mă? Bă, du-te, dracu, de aici. Bă, halul ăsta ai ajuns, mă, să fur de la mine din mașină? Cum adică, mă, să-ți dau mașină? Da, mă, să-mi o dai, că ți-o aduc înapoi, mă. N-auzi că vine asta după amiază asta să mă vadă și... Vreau și să mă dau mare barosan cu Dacia. Cine e asta, mă? Bă, e una, mă, când am fost eu în armată, când am făcut armata și... M-am prietenit cu ea când băteam pas de defilare până oraș, când m-a văzut, îți dai seama. Și după aia, când m-am prietenit, eu mai săream gardul de la unitate și fugeam noaptea pe mâncea să beau câte o cafea cu ea, cum ar veni. Și zice, mă, că fata, că eu de nevastă, ce credea că facem familie, copii, de unde? Că eu știam că vine înapoi aici în sat, că mă îndrăgostise de proasta asta. Adică aventură, asta a făcut o aventură. Da, mă, Nicule, exact așa e aventură, că eram militar, îți dai seama, soldat, nu puteam să... Aventură eram. Așa, și te-a căutat, te-a sunat, că să vă vedeți? M-a sunat, mă, n-auzi că m-a sunat, mi-a dat telefon și mi-a zis că vrea să vină după amiază asta, neapărat, important, să spună ceva foarte important. Ce? De ce? Ce? Bă, nu știu, că asta vreau și eu să aflu, că ea se mută din țară, zic că pleacă din țară, se mută de tot, de tot, de tot, nu știu unde a zis că se mută, și că e ultima dată când ea poate să spună ce are ea important să spună și să mă mai și vadă pentru ultima dată, nu știu. Bă, dar cum a dat ea de tine, mă? Bă, fii spus, mă, cică, n-auzi? A, bă, ce dracu, mă, mai rău mult de tine. Bă, Nicule, mă, ajută-mă și pe mine, te rog eu frumos din suflet. Bă, asta-i de-aia care avea bani, a avut banii totdeauna. Și tasul era și pe timpuri bogat și... Bă, bă, și... Bă, tu știi cum se rugă asta de mine? Fricele, hai mă, rămâi, rămâi aici, nu? Că n-am vrut să rămân, nu? Da, mă, bine, zi-mi când ai nevoie de ea. Într-o oră, mă. Ta, ghinion! De ce, mă? Trebuie să ajung la Slobozia, mă, cu nea Johnny, să-și vadă un nepot. Altfel mi-o dădeai, nu? Normal că ți-o dădeam, mă. Cum adică? De ce să nu ți-o dau? Bă, nu te cred. Cum să nu mă crezi? Dacă zic că vreau să ți-o dau, să te duci... Bă, Nicule, fii atent aici. Ce ai, mă? Bă, fii atent aici, că pe asta o țin minte. Bă, o țin minte, să știi. Bă, tu înțelegi, mă, că vreau să te ajut. De ce îmi spui că nu vreau să te ajut dacă vreau să te ajut? Bă, tu ești nebun la cap. Hei! Andra, fiice. Ce vrei, mă? Auzi că e o problemă. Așa și? Hai că te rezolvi. Ce rezolvi tu, mă? Hai, mă, că am o idee. Hai, dă-mă, hai. Ce idee ai, mă? Am o idee bună, mă, te scot. Hai, hai, mă, rog. Sun eu când termin. Da, doamnă, sigur. Bună ziua! O apă minerală și o cafea fără cofeină, se poate? Da, bravo, normal că se poate. La apă minerală vă aduc și vin face spirit sau beți apă așa simplă? Apă minerală și atât. Mm. Și cafeaua să știți că mai bine o fac un ceai de tei, că n-avem. Da? Lăsați mai apă atunci. Adică o las sau... Du-te, mă, și adu apa la doamnă, n-ai înțeles? Și? Cu ce treabă pe la noi pe aici? Trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Dacă nu mă bag prea mult în seamă, cu cine? Sincer, vă spun, vă cam băgați. Mai mult întrebam așa pentru dumneavoastră, că știți, e o grămadă de dubioși aici în zonă și n-aș vrea care să vină să facă frun rău să... Da, mulțumesc. Cred că știu să-mi port și singură de grijă. Cum ziceți dumneavoastră ce să... Ce e asta? Apă minerală!
Asta nu e apă minerală, e sifon. Mai bun. Apă minerală, sifon, tot dracu ăla e. Care-i diferența? Păi e. Aș vrea apă minerală. Uite că nu avem apă minerală. Dacă vrei apă minerală, te duci frumos acolo la benzinărie, la șosea. Și ia apă minerală de acolo, că noi n-avem, da? Și hai, mă mai enervă. De ce vă purtați așa? Eu v-am zis că e tot felul de dubioși pe la noi. Adică cum mă portă? Lăsați, nu mai vreau nimic. Nimic? Nimic. Uite că nimic n-avem. Mergeți în altă parte și luați nimic. Na. Și adică nu pot să stau aici să aștept pe cineva? Decât dacă consumați. Vreau o cafea fără cofeină. N-am. Etică n-am. Că n-aveți, nu-i vina mea. Fiți atentă că mă cam enervați, da? Și dacă mă enervați, mă uit așa în ochii tăi, așa, și am impresia că vrei să-mi faci plângere la patron sau ce? Chiar? Iată o idee bună. Da. 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 Ia uzi, mă. Vreau să facă plângere la patron, mă. Păi să vorbească cu patronul. Ia uzi, mă, deci... Să vorbească, să-l chemăm pe patron. Da. Ah, da. Patroane! Patroane, ia veniți un pic. Ce e, mă, călăcii asta aici? Săruna, patroane, vină puțin. S-a întâmplat ceva? Da, că a venit patronul. Săruna. Firicel? Iolanda! Când mi-ai dat mesaj să ne vedem aici, n-am știut că ești patronul. Ia-li patronul! Da, eu sunt patronul. Săruna, patroanei! Trei! Haideți, poftiți! Opa-ia! Acum am ajuns aici, suntem în... E înăuntru la cârciumă. La ce? Da, e frumos. Dar vă cai și cărți. Păi, dar cum? Fără cărți nu se poate. Pe la mine cartea e, cum zice omul, e... Cartea e cum ar veni tot ce e la... Adică te face să fii. Și cartea. Plus, nu crezi, dar le-ai și citit. Da. Pe toate? Absolut. De două, trei ori. De două, trei ori? Pe zi, de două, trei ori pe zi. Păi, dar cum? Adică, dacă eu înainte să mă bag în pat la somn, să trag plapuma pe mine, nu citesc măcar jumătate de carte, nu, mă? Adică, da. Practic, nu pot să dorm absolut deloc. Cartea pentru mine e somn, e pastila, e tratamentul, e cu și alții pastile. Eu iau cărți. Corect, așa e. Da. Și el cine e? Eu sunt Orel. E angajatul meu, un banan. Pe lună, fiecare lună, îi dau să mănânce apă, să doarmă și el, că, na. Da, da, Barosanu, are inimă mare, da. Are, da. L-am luat de la casa de copii ca să fiu așa, exact. Da, deci m-a salvat acolo un cu suflet mare, deci el e cel mai suflet mare, el. Da, cu bucate pâine, nu împarți cu ei, nu poți ca să te bucuri. Chiar așa? Da, da. Și aici, în cârciuma asta, e făcută fix așa, în locul ăsta, ca să ne intersectăm între noi, să nu ne pierdem în cunoștințe, să rămânem prieteni. Și am celelalte 6 case. 6 case? Da, păi 2 le-a făcut la visuri. La 7, fără cheie, că nu, la mine aici e pe încredere la toată lumea. 7, că nu mă mi-aduc aminte, pentru că eu dorm acolo unde când mi se face dor de casa aia în care eu le iau la rând și dorm în ele. Da, 3 adică, și 4 mai mult. Și tot ce vezi în pădure, deci... Pădurea tot ea mea, cum ar veni, și am mai luat așa câteva hectare care nu sunt construite pe ele case și tot un lac de apă, tot apa toată este ea noastră. Lac? Da. Ea tău? Lacul, și apa, da. Tot ce e îmbuteliat. Tot, deci lacul cu tot cu peștia lui. Bine, ne lasă și pe noi, pe amărânt, să mai pescuim, mai mâncăm și noi. Exact, să mănânce, cum adică nu lasă să mănânce ei? Păi las pe altul să vină să noate între peștii noștri? Ma. Nu, pescuiesc ai mei. Cum ar veni? Deci e cel mai mare suflet în fierbinți și nu minte. El nu minte niciodată, deci e cel mai șmecher în tot fierbințul Firicel. Gata, mă. Da. Și oi. 300 de oi am. 300 de oi? Exact. Nu-i greu? Ce? Oaia nu, cum să fie greu? Nu, păi azi eu am ciobani. El e cioban. El, o bobiță. Ce? Eu sunt ciobanul? Da. Eu sunt ciobanul. El acum e într-o pauză și îți da... Tu te mă și mulge oile alea, ce stai aici? Am mai venit. Hai mă că mă duc acum și mă apuc să le mulgi, după aia să vii tu să mulgi berbecii. Băi, te rog, nu te-a la berbeci. Lasă-i, îi ține separat. Lasă-i să vină, că-i dai un berbeci. Firicele, să-ți dea Dumnezeu și Maica Domnului sănătate, că mult bine mi-ai făcut. Ia, îți place cum ai ieșit? Cum ai ieșit ce, mă? Hai bă, Firicele. Ce, mă? Operația, mă! Băi, nu mi-ai dat 50.000 de euro să fac operație în Germania, că mi-a dispărut piciorul, adică l-a rupt de tot din genunchi în jos și mi l-au pus la loc, nici nu se vede. Vreți să vedeți? Că nu se vede. Nu. Bă, știi ce m-am gândit eu? De ce nu candidez tu, mă, la primărie?
Credeți ca ce, mă? Păi cum ca ce? Ca primar? Că ești cel mai bun ai putea să fii. A, da, mă, păi zi, mă, ce primar, mă, nu... Da chiar, mă, de ce nu te faci, mă, primar, mă? Firicele. Da, Iolanda. Se poate să discutăm serios și să termin odată cu tot circul ăsta? Care circ? Hai, Firicele, că niciodată nu te-ai priceput să minți. Se poate să ieșim puțin, două minute, să zic ceva? Chiar și așa. În afară. Să nu se-mi dai lanțurile. Eu sunt ciobanu, mă? Da, da, ca să când e... Stai, mă! Stai, mă, nu, mă! Mă! Sigur vrei să vorbim de față cu oamenii ăștia? Oamenii ăștia angajații mei, eu n-am secrete față de angajați, nu-i așa, mă? Da, bravo! Nu știu exact care dintre ei e patronul adevărat, dar dacă au făcut tot spectacolul ăsta pentru tine, ori îți sunt prieteni buni, ori le rămâi tu dator cumva, nu e treaba mea. Ia uite, mă, acum, adică nu crezi că sunt patron sau ce? Firicele, poți să termin ce am de zis? Bine, zi. Tu m-ai iubit pe mine? Mamă, l-a luat tare de tot! Tași, mă, dracu, din gură. Bine, nu zice nimic. Eu te-am iubit. Mult. Când erai în armată și ne vedeam pe furiș, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Când te vedeam, simțeam ca am aripi. Și când erai departe de mine, parcă mă sufocam. Tata, cu toți banii lui, n-a putut să schimbe nimic, deși asta ar fi vrut. Dar când ai terminat armata, n-ai mai dat niciun semn. Parcă ai intrat în pământ. Eu te-am căutat o perioadă, dar când am văzut că nu vrei să te găsesc, te-am lăsat în pace. Mi-a fost greu să te uit. Foarte greu. Ți-am zis că m-am mutat în America? Mă, doamna America. Obiță! Da, mă, gata. Nu, n-am știut. Da, tata m-a mutat. Married? Adică... Bobiță! Bă, am întrebat bă, gata, dacă e căsătorită, mă, nebunule. Da, și doi copii. Ăla mare e... Nu știu cum se spune la voi în România, Navy Seals. Adică e militar, cum ar veni... Armata de marină. Hai marină. De capul meu, e la marină! E ca lumea gagiu! Nu știu ce gradare sau pe unde e în misiuni, că nu-mi zice, dar e bun. E foarte bun. Armata e viața lui. E. Uite-l. Ma, băi! Bă, știi cu cine seamănă, băi? Tot se vede cu ochiul liber, băi, ești nebun la cap. Rambo, bă, el e Rambo, doamnă! Băi, gata, mă, lasă, băi! Câți ani are? E născut în 96, pe o socoteală. 96? Da. L-am născut în America. Tata, m-a mutat imediat după ce ai plecat. Eu n-am poze copiii mei ca să-ți arăt. Chiar? Păi, dar tu crezi că doamna ți-a arătat ție poze copiii ei ca să-i arăți tu poze copiii tăi? Doamna ți-a arătat o poză copilului ei care nu pare că nu e doar copilul ei, înțelegi? Nu. Bă, se vede cu ochiul liber, Firicel. Ce se vede cu ochiul liber, Bobiță? Așa zici? Ce se vede? De altfel ce? Nu vreau nimic de la tine, să știi. Am trecut doar să spun ca să știi. Să nu te aud vreodată că dacă ai fi știut, ai fi făcut altceva. Ce altceva? Haide, mă, Firicele, că e... Băi, gata, mă, nu te mai băga unde nu știu de oala. Da, pot să fie, am terminat. Deci? Zici ce vrei, că nu mă prind. Nimic. În seara asta plec înapoi în state. Nu cred că mai întorc vreodată. Păi bine. Bine atunci. Atunci bine.
prins, mă, Finicele, mă! Gata, mă! Dar... Bă, ce te-ai cu ai făcut, mă? De ce n-ai... Hă? Și ce trebuia să fac, Bobiță? Dacă toată viața am fost proști și am dat-o de gard, la ce m-a ajutat să fiu acum deștept? Putem să schimb ceva? Ce a fost, a fost. Ce trebuie să fie, o să întâmple. Auzi, bă, Bobiță, înainte să stai lemnele așa cum ți-am promis, mai dai, mă, și tu o bere. Aduc-o acum. Adu-mi și mie unul.